Dincolo de meritul echipei și al staffului tehnic în promovarea formației din Crâng, trebuie amintită și povestea proiectului inițiat în urmă cu 3 sezoane, reprezentanții Consiliului Județean, ai Primăriei și ai Trustului Campus Media s-au așezat la masa discuțiilor pentru a creiona un vis, revenirea Gloriei Buzău în Liga 1. Atunci, Felix Rache, actual vicepreședinte al Consiliului Județean, îi aducea la masa negocierilor pe responsabilii din administrația publică. Mă bucur că fac parte din acest proiect care se numește FC Buzău, Gloria Buzău. Acest proiect a început acum 3 ani când într-o zi am citit în revistele de specialitate, în presa locală și în ziarele naționale că primăria își dorește să retragă din competiție echipa de fotbal FC Buzău. Profitând de relația bună pe care o am cu domnul Neagu, chiar dacă, cu președintele Consiliului Județean, domnul Emanuel Neagu, chiar dacă suntem din partide diferite, l-am rugat să fie parte din acest proiect. Așa s-a născut, acum 3 ani de zile, proiectul nostru de suflet, care se numește FC Buzău, Gloria Buzău. A fost un crescendo, vă aduceți aminte. În primul an, tot cu domnul Marcel Ciolacu în tribună, nu am putut să intrăm în play-off cu profesorul Pustai, apoi cu tumultosul Adi Mihalcea, unul dintre cei mai buni antrenori pe care are liga profesionistă de fotbal. Am reușit să ne calificăm în play-off, dar din păcate la baraj n-am putut să învingem UTA Arad, iar acum cu experimentatul și tânărul Prepeliță suntem în Superliga. Cred că astăzi tot poporul microbiz din Buzău, toți cei care iubesc fotbal, apreciază acest proiect pe care noi acum 3 ani de zile l-am creionat ca fiind un proiect pe termen mediu. Ne-am propus, dacă vă aduceți aminte, cu un crescendo, ca în 3 ani de zile să fim în Superliga. Astăzi suntem acolo unde ne-am dorit și cred că 3 oameni serioși, și aici nu vorbesc neapărat de antrenori, ci de domnul Emanuel Neagu, de primarul Toma și de mine, au demonstrat că oamenii politici, chiar dacă sunt din partide diferite, pot fi un exemplu de bune practici. Iată, performanța a fost reușită în al 3-lea sezon competițional, cu o accedere directă în primul eșalon fotbalistic. Suntem în Superliga, e un moment extraordinar după 15 ani, 16 ani, ceea ce este extraordinar. Vedeți oamenii ăștia cât se bucură și pentru bucuria buzoienilor, iată un rezultat pe măsură. Emoționant, într-adevăr, practic, eu și domnul primar, de fapt Consiliul Local și Consiliul Județean, împreună cu sponsorii, cu investitorii, am reușit, eu știu, în săptămâna luminată să facem o mare bucurie suporterilor buzoieni. Așa cum spunea și domnul primar, Buzău a avut tradiție și iată că după mai mult de 15 ani suntem iarăși în prima liga a fotbalului românesc. Felicitări băieților, felicitări staffului tehnic, mulțumim publicului buzoian și sper ca și anul viitor ca această echipă să facă o figură frumoasă în Liga 1. Este evident că în Superliga cheltuielile cu echipă sunt mult mai mari. În acest context, autoritățile locale dau asigurări că vor sprijini formația din Crâng pentru a avea o evoluție cel puțin onorabilă în primele sezoane. Va rămâne Gloria măcar un sezon în Liga 1? Va depinde mult și de antrenori și de jucători. Important este că am ajuns aici, este important. Este un proiect pe care mi l-am dorit din 2017, atunci când în luna august am reînființat practic CSM Gloria Buzău, din care până la urmă s-a născut această frumoasă echipă. Eu sunt ferm convins, pentru că totuși suntem în prima ligă, bani vin și de la federație, sper că mult mai multă lume va veni alături de echipă și cu ajutorul autorităților locale și a profesionalismului staffului, cred cu siguranță că vor rămâne în prima ligă. Și Trustul Campus Media va rămâne alături de Clubul Buzoian. Nu degeaba i-am întrebat pe domnul primar Toma și pe domnul președinte Neagu, e clar că vor fi bani mai mulți. Îmi zici și tu, acum noi trebuie să ne facem calcule cu cât trebuie să venim ca finanțator. Pentru că, da, e oficial, facem și anunțul ăsta, vom continua în această încrângătură să finanțăm. E adevărat că efortul trebuie să fie mult mai mare. Nu de alta, dar Liga 1 e Liga 1, Andrei. Și costurile sunt mai mari. Vă dați seama că echipa se va schimba radical.
Foarte implicat în proiectul care și-a atins primul obiectiv important, cel al promovării, Felix Rache, vicepreședinte al Consiliului Județean, ginerele inginerului Constantin Cristea, finanțator al performanței în fotbal, este de părere că finanțarea privată ar trebui să primeze de acum încolo și îi invită pe parteneri la noi negocieri pentru continuarea proiectului. Hai Buzău, hai FC Buzău, hai Gloria Buzău, sper ca acum să ne așezăm din nou la masă, să facem un buget care să ne permită să rămânem în Superligă. Cred cu tărie, și am să o spun de nenumărate ori, că în momentul acesta privații trebuie să aducă cei mai mulți bani în proiectul nostru. Banii de la autoritățile locale trebuie să meargă către centrele de copii și juniori. De acum încolo sunt foarte mulți bani care vin din televiziune, sunt bani care vin din sponsorizări. Cred că un management privat, un management asigurat de cei care sunt investitori, buzoieni de-ai noștri, să nu se înțeleagă că îmi doresc altfel de oameni, buzoieni de-ai noștri, să ducem echipa asta, poate acolo unde n-a fost niciodată. Să reușim să jucăm într-o cupă europeană, să reușim să ajungem în play-off. Sunt optimist pentru că așa sunt optimist din fire, dar încă o dată, scuzați-mi emoția, mă bucur că împreună cu președintele Manuel Neagu și cu primarul Tomă am reușit să facem ceva, să bucurăm comunitatea noastră. Hai Buzău! Odată cu această promovare istorică, dorința noastră este ca echipa să scrie în continuare istorie și să rămână în Liga I multe sezoane de acum înainte.